Bună ziua și bine ne-am regăsit împreună. Am să trec la câțiva pași pe care i-am parcurs săptămâna aceasta. Așa cum v-am promis, o să încercăm să ținem legătura cu dumneavoastră pentru a fi corect informați romașcanii pentru care suntem aici. Suntem la un pas de a începe școala, de a auzi clinchetul așteptat de atâta timp și mă gândesc că ar fi bine să vă spun ce s-a întâmplat pe parcursul acestei săptămâni legat de acest subiect. Toate școlile la început de an vor avea clasele igienizate, dezinfectate, ceea ce e cel mai important. S-au terminat toate dezinfecțiile în toate școlile, în toate locațiile în care copiii își vor desfășura activitățile. Clasele sunt curate, vă spuneam, sunt dotate așa cum au fost cerințele managerilor unităților școlare. Au, zic eu, terenuri de joacă frumoase și cadre didactice nerăbdătoare să-și întâlnească în sfârșit elevii după aproape 6 luni de zile. Țin să menționez că Primăria Municipiului Roman și-a făcut, zic eu, datoria cu simț de răspundere și acest lucru l-am vizualizat în teren toată săptămâna aceasta. Scenariul ales de școli a fost inițial un scenariu ales în consiliile profesorale care mai apoi au trimis acel scenariu către consiliile de administrație, care au acceptat respectivele decizii ale Consiliului Profesoral. Inspectoratul Școlar mai departe și-a dat și el avizul, iar DSP Neamț a fost cel care a hotărât în final cum stau lucrurile. În județul Neamț și la Roman, dacă ne referim la orașul în care locuim, scenariul este galben, un scenariu care îi invită pe elevi la școală în ciclul preșcolar pe toți. Deci e un scenariu verde doar pentru preșcolari, dacă condițiile din clase le oferă siguranța protecției împotriva virusului SARS-CoV-2. Știu că toate unitățile școlare care au grădinițe și-au luat toate măsurile și atunci vorbim de copii din ciclul preșcolar care vor fi la școală dimineața sau depinde până la ora 16 după caz. Pentru ciclul primar și ciclul gimnazial s-a ales varianta hibrid, 50% jumătate din clasă va fi la școală în prima săptămână, cealaltă jumătate, am înțeles că alfabetic s-a făcut împărțirea, va fi conectată cu acei colegi de acasă, urmând ca săptămâna care urmează să se întoarcă copilașii care au stat acasă în online. Legat de tablete și de alte dispozitive, ISJ, adică Inspectoratul Școlar Județean și unitățile de învățământ, împreună cu AT-urile din județ, au posibilitatea de a creiona proiecte foarte, foarte simple. Există pentru școlile care nu sunt învățate, poate, cu acele proceduri. Există un consultant la nivelul inspectoratului școlar care să-i ajute să facă demersurile pentru a putea achiziționa acele dispozitive din fonduri nerambursabile. La nivel național există, la ora actuală, 82.000 de tablete trimise deja către județe. Noi, Primăria Municipiului Roman, am primit, ca toate celelalte primării, ghidul săptămâna trecută. L-am vizualizat și vă spun sincer că am găsit normal să ne informăm întâi, pentru că au fost foarte multe discuții pe marginea configurației tabletelor.
tabletele care nu aveau o configurație care este înaltă, zic eu, nu ar fi fost eligibile după la decontare și ni s-a părut normal să fim atenți în ceea ce luăm, în primul rând pentru a lua tablete de calitate și în al doilea rând să nu încărcăm bugetul romanului cu costuri pe care apoi să le putem deconta în final, ca și concluzie. O altă noutate pe care am dat-o subliminal într-una din ședințele de Consiliu Local este testarea tuturor cadrelor didactice din învățământ, cadre didactice care intră în contact direct cu elevii, dar și personalul nedidactic. Toate aceste cadre didactice își pot face testul COVID gratuit prin următoarea procedură pe care noi am verificat-o ca fiind cea legală. Se vor deschide linii de credite pentru fiecare școală în parte. Primăria va aloca prin acele linii bănuți pentru școli, iar școlile vor hotărâ în consiliile de administrație care este furnizorul de teste și cum își testează profesorii, pentru că probabil că vor fi și cadre didactice care vor avea deja testul făcut sau cadre didactice care sperăm să nu fie cazul, care sunt deja implicate într-o anchetă epidemiologică și atunci ele beneficiază gratuit de acele teste. Sperăm să nu fie aceste cazuri. Consiliul de administrație va hotărâ pentru fiecare în parte cum stau lucrurile. Acestea fiind spuse, trecem la subiectul al doilea, cel legat de etichetele sociale. Prin ordonanța de urgență 133 din 2020, din fonduri externe nerambursabile, se distribuie etichete sociale, etichete sub forma unor carduri încărcate cu 500 de lei, 5 milioane de lei vechi, pentru achiziționarea de rechizite sau alte materiale necesare copiilor în timpul anului școlar. Acest tichet se dă pe tot parcursul anului școlar. Cererile se depun la Direcția de Asistență Socială, începând cu data de 1 septembrie. Nu există o limită până când se depun, deci ele pot fi depuse pe parcursul anului școlar, dacă părinții nu știu încă de această procedură. Noi am pus pe site-ul primăriei toate documentele necesare și am trimis și către presă această informare. Ca și, știu eu, beneficiari, deci cei care sunt eligibili la costuri în cazul acestor tichete, pot să vă spun că se referă la toți elevii din ciclul preșcolar, primar și gimnazial, care au ca și venit mediu lunar pe membru de familie maxim 50% din salariul de bază minim brut. Asta ar însemna să nu depășească 1115 lei pe membru de familie. Eu zic că e un prag destul de bun pentru a atinge cât mai multe familii. O altă campanie care se derulează și anul acesta este campania Te ajut să înveți, prin care Primăria Municipiului Roman a achiziționat 120 de pachete cu rechizite și ghiozdane noi pentru copii din familii defavorizate. Tot legat de începutul de an școlar, vă pot spune că transportul elevilor pe raza Municipiului Roman se va face gratuit pentru fiecare copil din Roman, pe baza carnetului de elev vizat la zi pe anul școlar 2020-2021. Acel carnet poate să, în urma acestei vize, poate primi o legitimație chiar la operator sau poate circula pe baza acelui carnet cu viza anului școlar în curs valabilă. Pe transportul public local, perioada este cât ține anul școlar, adică nu se oprește sâmbăta, duminica sau pe perioada vacanțelor.
Iar pe transportul județean știu că este doar pe timpul orelor de curs, pe timpul școlii. Am să-l invit pe colegul meu Bogdan să vă spună câteva amănunte legate de stadiul lucrărilor în municipiul Roman, după care revin eu cu încă două mici subiecte. Bun găsit, vă spun și eu. S-au finalizat de la ultima noastră conferință de presă și ceva lucrări. O să încep în ordinea în care le-am vizionat și eu pe teren. În cartierul Bălcescu, strada Zimbrului, s-a finalizat bordurarea, pavarea trotuarelor, urmează asfaltarea și ridicarea căminelor în cotă. Pe strada Nicolae Bălcescu din cartierul Petru Rareș, aseară s-a turnat și stratul de binder, deci este asfaltată. Bordurarea a fost finalizată, desigur, înainte. Pe strada Bogdan Dragoș, pavarea trotuarelor este aproape de final, se află undeva mai sus de poliție, cam în dreptul magazinului, fostului magazin central. Pe Bulevardul Republicii, la fel, peste 95%, aproape de, cred că chiar astăzi se finalizează și acolo pavarea trotuarelor, a ajuns undeva aproape de intersecția cu Anton Pan. În pietonal au avansat și acolo lucrările. Se lucrează doar la pasarelele din centrul pietonalului, coborârea dinspre magazinul Rama. Un alt obiectiv care nu v-am spus nimic data trecută despre el, Creșa din Smirodava. Am fost și acolo, lucrările sunt destul de avansate. S-a făcut izolația exterioară, s-a montat mare parte și din tâmplărie. Se dorește închiderea clădirii în această iarnă pentru a se putea lucra în perioada rece la interioare. Se va începe, dar după începerea anului școlar nu împiedică acest lucru buna desfășurare a cursurilor, schimbarea acoperișului la căminul de la liceul numărul 3. Înainte de a se asfalta strada Zimbrului, despre care v-am spus la început, va începe procesul de asfaltare la strada Ciocârlie, o stradă la fel destul de mare. Am avut acolo o problemă pe strada Zimbrului, la mijlocul ei este o altă străduță adiacentă, strada Tinosului, arată destul de rău, n-a fost prinsă într-un program amplu de reabilitare, dar încercăm anul ăsta să turnăm și acolo un strat de asfalt. Nu e o stradă destul de mare, este micuță. S-au făcut lucrări, departamentul din primărie au făcut lucrări, în general, vă spun în mare, ce lucrări s-au făcut pe la școli. Cam toate școlile au beneficiat de lucrări de marcaj a terenurilor de sport, de cosit, vegetație destul de abundentă, parchetare în clase, trepte, au fost lucrări, de exemplu, la școala 8, unde treptele erau aproape inutilizabile, s-au refăcut în totalitate. Se mai fac lucrări de asfaltare la intrarea la școala numărul 9, s-a făcut bordurare și urmează un covor de asfalt. Cam atât cu stadiul actual al lucrărilor în oraș. Ok. S-a finalizat și campania Romașcanii salvează vieți. Această campanie s-a derulat pe toată luna august, de la 1 până la 31, la centrul de recoltări de sânge din cadrul ambulatorului Spitalului Municipal Roman. S-au prezentat 197 de donatori. Am aproximat noi cu un 35% mai mult decât vin de obicei, deci a fost un succes din punctul nostru de vedere. Beneficiarii acelui, persoanele care au donat, au primit de la Primăria Municipiului Roman carduri cu intrări gratuite la ștrandul din complexul sportiv de agrement Moldova. Vreau să vă mai anunț pe această cale că am prelungit
parteneriatul nostru privind cinematograful în aer liber din parcarea de la Roman Value Center. A fost o cerere din partea acelui partener al nostru, pentru că am înțeles că a avut succes, mai ales pe partea de filme pentru copii. Prelungirea făcându-se până la data de 1 octombrie. Săptămâna aceasta am fost onorați să avem, să fim gazde bune, zic eu, pentru o delegație, o echipă din Primăria Municipiului Galați, primărie care este condusă de o echipă de social-democrați și asta ne-a onorat să aflăm că își doresc foarte mult să învețe și de la noi. Ne-au ales pentru că noi, ca și municipiu, avem implementat sistemul de management al calității ISO 2009/2015 și CAF. Echipa care a venit la noi în vizită a fost formată din 15 directori de departamente din Primăria Municipiului Galați, care și-au găsit aici omologii în primărie. Au fost, zic eu, discuții constructive pentru ambele părți, discuții interactive, din care și noi am învățat și dumnealor au apreciat ce avem noi. Discuțiile au fost pe marginea atragerii de fonduri prin finanțări nerambursabile, bugetare participativă, servicii și aplicații online, managementul deșeurilor și parcările publice. Ei spuneau că la parcările publice nu-și reglase încă un regulament și au fost interesați să vadă cum am procedat noi. În teren, vizita lor în teren a fost una plăcut surprinsă, așa mi-au povestit, pentru că au avut ce vedea. Au fost în Parcul Municipal Roman, au fost la Biblioteca George Radu Meridon, la Episcopia din Roman și la Complexul Sportiv și de Agrement Moldova. Cam acestea au fost cele ce am vrut să vi le împărtășesc pentru săptămâna care a trecut și vreau din tot sufletul să le urez colegilor mei dascăli, persoanelor din școli, personalul nedidactic, elevilor, părinților, un an școlar cu vise împlinite, cu rezultate foarte bune și mai ales cu multă, multă, multă sănătate. Îmi doresc din tot sufletul să ne revedem la fiecare conferință de presă și școala să aibă copiii sănătoși și cadre didactice sănătoase. Știu că este un an plin de provocări și la nivel global, dacă stăm să ne uităm. Sunt ferm convinsă că împreună, dacă ținem umăr la umăr, vom reuși să trecem noi și peste acest moment istoric, zic eu. Succes elevilor și cadrelor didactice, nou an școlar 2020-2021. Dacă aveți succes întrebări. Da, succes pentru că da, aveți okay. Trimitat și îmi trebuie da. Pentru colegii mei, de aceea vă voi pune toate întrebări, dar așa, care okay. Dumneavoastră doriți să răspundeți, e ok. În primul rând, aș vrea să știu pentru că ați menționat despre creșa de pe strada Smerodava. Dacă aveți în plan o extindere sau, mă rog, găsirea unui alt loc pentru a facilita înscrierea la creșe a multor copii din Roman care nu au unde să meargă efectiv la creșă. Știm foarte bine legea cu 2 ani până la 3 ani, acel an în care mama stă acasă cu copilul sau face prenotație cu tatăl și așa mai departe. Pentru că sunt doar 20 de locuri acolo, sunt și limitate cumva de anumite condiții, cadruri sociale sau părinții aflați, copii aflați în anumite dificultăți. Doi, am informația că cerbul din parc, unul dintre cei doi cer, cred că sunt, doi băieți, ar avea un colier din plastic de ceva zile în jurul gâtului, ceva, o chestiune legată de faptul că îl sugrum acel colier și că anumite persoane au sesizat la primărie, nu știu cui, această informație, dacă știți ceva și ce se poate face pentru cer. Trei, a menționat domnul viceprimar faptul că strada Tinosului nu a fost prinsă într-un program de modernizare. Am un interviu de-al fostului edil, cred că de cel puțin 2 luni în urmă,
când îmi spunea că este prins și că în septembrie se speră la finalizarea proiectului acestei străzi de modernizare. Mă rog, nu țin minte, mă dau cum s-a exprimat dumnealui, dar știu că informația aceasta o aveam și am reținut-o. Și 4 din cele 82.000 de tablete distribuite în toată țara, câte ajung la Roma? Ok. Sper să le țin minte. Era... Da, nu. Prima cu Smilodava, da? Creșa Smilodava. Începând de la anul vom avea cele 90 de locuri, iar studiul nostru de piață al copiilor care ar trebui să ajungă la creșă e undeva între 70 pe municipiul Roman. 70-74. Dacă vom avea creșa deschisă din anul următor școlar, atunci lucrurile se rezolvă. Pe acest an școlar, în cadrul acestui an școlar, vă pot spune că noi avem cele 20 de locuri. Există și cămine care încă mai iau copii până în 2 ani, 2 ani și jumătate și știți bine că grădinița Muguri de Lumină a avut o grupă Pampers în sunt anul trecut. Sunt mai multe care au grupe Pampers, dar vă spun că e vorba aceste de... costuri sunt foarte... E undeva, media e la 1000 de lei pe lună. Dacă ne referim la cele două private, nu mai spun de altele. Da, nu dăm nume. Da, exact, nu, fără nume. Undeva doar, media e la 1000 de lei pe lună. Doar pentru... Noi avem varianta pentru familiile defavorizate. Varianta de anul acesta nu a știut nimeni că o să o reducem în așa fel, nu a ținut neapărat de noi. 20 de locuri le avem noi pentru acele familii, pentru copiii din acele familii defavorizate. Există pe piață, așa cum spuneați, și alte soluții mai costisitoare. Nu ne-am dorit să fim în această situație și ați văzut că demarăm și tragem tare să se finalizeze creșa Smirodava, adică începând cu anul viitor să nu mai avem această problemă. Al doilea subiect, nu a ajuns la mine nicio informație legat de cerbul din parc, dar vă pot spune că vineri am fost copilul meu în parc și m-am întâlnit cu... Vinerea trecută, da. De câteva zile. Hai, de circa 3 zile. Da, weekendul trecut când am fost era ok. Am să verific după ce ieșim din conferința de presă, să verific, sun acolo și o rezolvăm. Cum se rezolvă această treabă e clar. Persoana care e desemnată să aibă grijă de serviciile acestea medicale își va face. Inclusiv persoana, mă scuzați, da? A menționat că nu se poate face nimic pentru că nu îl pot mobiliza cumva. A, nu, e, nu. Extragă acel... Nu, nu. Bă, animalul intră într-un țarc, țarcul e în gust, nu... Nu vă faceți probleme. Da. Vă țin la curent imediat, da, după ce am informația. La treabă vă răspund eu. Și tura trecută un coleg de-al dumneavoastră mi-a adus la cunoștință că pe strada Izvor din cartierul Petru Rareș lipsește un capac la ură de canal, ceva de genul ăsta. Da. Deci nu există așa ceva. El spusese că o seară înainte sunase cineva, nu? La televiziunea respectivă sau la grupul. Da, aici am luat eu interviul fostului edil, adică nu e o... Nu, 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 vorbim de acea gură de canal. Adică când sunt chestii de astea și cu cerb, uitați, sunt lucruri care noi nu le știm. De ce lumea informează prima oară pe dumneavoastră și nu sună exact la cei care pot lua măsura să... Nu are legătura cu reprezentanții primăriei, dar mai departe... Nu. Bun, ca să revin. Deci acea gură de canal... La noi n-a ajuns nicio informație legată de aceasta. Și nici cu acea gură de canal care lipsește pe strada Izvor. Nu există așa ceva. Deci nu există acea gură de canal. Să revin la strada Tinosului. Eu merg periodic, aproape zilnic merg în teren, am văzut acea stradă Zimbrului, care în final s-a terminat și urmează să se asfalteze, și am văzut pe la jumătatea ei acea stradă Tinosului, care și zona aia acolo pare un fel de girator în jurul unui copac, nu era amenajată. Eram și cu domnul director Ioniță și am întrebat, da, aici, străduța aia Tinosului, care acum este zvântată, s-a uscat un pic, dar cred că atunci când plouă e jale acolo. Și răspunsul lui a zis, nu acum. Nu știu dacă e prinsă sau nu prinsă într-un plan și zic, bun, dar vine iarna, ce facem aici? Va fi măcar pietruită să se poată circula, dacă nu chiar asfaltată? Asta a fost răspunsul. N-am zis că nu e prins poate într-un plan. Eu n-am văzut-o acolo și mi s-a părut pentru o bucățică de stradă, de ce nu s-a dus și încolo, cu alei, cu asfalt, cu tot ce este. Și dânsul mi-a zis, am întrebat, pietruită va fi, că ajută piatra aia totuși la stabilitate. Acolo am văzut canalizarea este trasă, chiar de ceva timp am înțeles, gaghere de scurgere ape și așa mai departe. Sunt ferm convins, scuze-mă, Bogdan,
Sunt ferm convinsă că e prinsă în proiect, pentru că ar fi fost imposibil ca zona respectivă să lase o alee sau o fundătură. Da. Exact, da. Da. Nu. Nu, eu văzând în zona, probabil constructorul și-a ales el altfel să lucreze acolo, că e vorba de același constructor, bănuiesc. Și când am întrebat, zic, petruită va fi, dacă nu chiar asfaltată. Cel mai sigur anul ăsta, pentru că acolo nu se poate circula. Deci dacă intri în perioada când vin ploile, nu poți circula acolo. Este imposibil. Ok. Tabletele din cele 82 de mii? Va fi un procent egal, bănuiesc. Nu știu ce a ajuns. Ele ajung la inspectorat. Și inspectoratele le distribuie unităților școlare. Bine. Mă pot informa și vă trimit răspuns când vă spun cu cerbul, dacă are colierul la gât sau nu, da? Bine. Ok. Tot legat de tabletă și la fel despre testul COVID. Așa. Vreau să vă întreb, nu este puțin cam tardiv la punct de vedere când începe școala? Spuneați că pentru profesor, pentru acele teste, se va face un credit, o linie de credit în care ei să poată să acceseze acei bani. Mai exact când vor putea accesa acei bani? Am explicat-o în ședința Consiliului Local, ultima, dar revin. Aceeași întrebare am primit-o de la domnul Titi Holban, consilier. Noi, Primăria Municipiului Roman, am stat o săptămână și ne-am luat toate informațiile de la Curtea de Conturi, să vedem dacă este eligibilă, de la furnizorii de teste ca să găsim un preț bun, pentru că una e să fac să aibă prețul de 4 milioane un test sau 1.200.000, că atunci dintr-un test de 4 milioane își fac 3 cadre didactice. Da? Timp de 5 zile din săptămână am adunat toate aceste date. Am găsit varianta juridică legală, pentru că așa am fi putut să mergem noi pe primărie și să le achiziționăm. Nu era ok, pentru că nu exista în zona juridică această portiță și atunci am găsit varianta cea mai bună, cea pe care am prezentat-o. De aceea aducem mai în față ședința Consiliului Local, ședința de lună, o vom aduce pe data de 22, tocmai ca să venim în întâmpinarea acelei perioade de timp despre care spuneați. Și legat de dacă e tardiv sau nu, discuțiile au fost făcute inclusiv cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, care ne-au spus că aceste teste nu se fac oricând, oricum, au niște termene. Nu pot să faci, vă dau un exemplu, dacă eu fac testul astăzi și am intrat în contact cu o persoană în prima zi de școală, da? Sunt profesor, intru în contact cu un copil, abia în 7 zile testul devine pozitiv. Deci, în final, vreau să scot în evidență faptul că suntem, după regulile celor de la DSP, suntem în grafic. E ok. Începând cu data de 22, școlile vor putea accesa acei bănuți. Ei până pe data de 22 își fac în consiliile de administrație deja ultimele detalii ca să se suprapună cu hotărârea de Consiliul Local din data de 22 și să poată da drumul la treabă. Mai este o altă problemă. Chiar dacă am fi făcut cu o săptămână în urmă, să luăm cazul, da? Gândiți-vă că la Roman se fac pe zi 94 de teste. 94 de teste înseamnă minimum 30 de teste trebuie să facă pentru persoanele care ajung și au o problemă în spital, da? Și atunci ne introduceau și pe noi cu cadrele didactice treptat. Deci, oricum, nu puteam face 1.080 de teste în 3 zile. Deci se vor prioritiza astfel încât să ajungă toate școlile după anumite... Ei vor ține legătura cu DSP-ul, cum e bine să le facă, la cine, vor începe cu clasele mici, cu cei mai vulnerabili sau cu persoane care vin dintr-un mediu cu bunici, persoane cu probleme acasă, de sănătate. Aceste teste vor fi și pentru ele. Nu, vor fi doar pentru cadrele didactice. Nici n-ar fi avut cum, pentru că vorbim de 10.000 și de elevi. Abia putem să o rezolvăm cu 1.800 de cadre didactice.
Dacă mulțiți suma respectivă la prețul cel mai mic de pe piață, noi nu putem impune școlilor, putem doar să le dăm ca și consultanță ce valori avem noi pe piață, dar își pot lua și ei valorile testelor. Nu le pot impune nici într-un caz, pentru că va fi o achiziție făcută de ei, dar la cel mai mic preț de pe piață, la 120 de lei, test pe care îl face la ora actuală Spitalul Municipal Roman în cadrul unui pachet mare cu discount major, da, în rest e 380 de lei. Da? Și tot legat de tablete, având în vedere că se știa că o să înceapă școala în acest stil, jumătate la clasă, jumătate online, directorii de instituții de învățământ au trimis listele cu elevii care ar avea nevoie de aceste tablete? Da. Deci și cam câți ar fi? Acum vă explic. Am primit de la două unități școlare un necesar de tablete. Acum, da, da, da. Școala, liceul cu program sportiv și școala numărul 9, care e în subordinea liceului cu program sportiv, la liceul cu program sportiv s-au cerut 280 de tablete. Dacă tragem linie, eu cred că este imposibil ca din cei 400 și câțiva elevi pe care are liceul cu program sportiv, mai mult de jumătate din ei să fie eligibil pentru acele tablete, pentru că vă dați seama, bugetul romanului ar trebui să susțină achiziționarea de tablete pentru copiii care nu își permit. Dacă un copil... Și administrația n-ar trebui atunci să facă, să simplice, adică să nu mai aștepte de la director să vină cu aceste... Noi am făcut atunci când a ținut de noi, am făcut anchete sociale prin direcția de asistență socială. Adică am mers acasă... La școală tot și s-a notat și... Nu, noi am făcut atunci prin direcția de asistență socială, unde avem o bază de date cu toate persoanele defavorizate din familii cu venituri minime, da? Avem o altă centralizare. Dar ea se suprapune cu școlile, da? Deci dacă DPS-ul va cerut, cât a spus, 250 de tablete, 14 table interactive, 45 de laptopuri, înmulțiți cu 14 unități școlare, vorbim de LPS, gândiți-vă la CNRV. Ca și rutere și alte, multe altele. Noi ne dorim, deci noi ne dorim să putem, dar știți cum, e ca la guvernare acum. Eu mâine mi-aș dori ca mama mea să aibă 80% creștere la pensie, dar sunt ferm convinsă că suntem cu picioarele în pământ. Așa e și aici. Eu zic că suntem, vorbim pe chestii reale. Sunt copii care au nevoi majore și sunt persoane care vin, coboară dintr-o mașină scumpă și sunt trecuți pe o listă pentru un laptop, că cel vechi nu mai are mufa nouă. Păi atunci administrația locală, în momentul când o să primească aceste tablete, n-aș mai bine să meargă pe lista pe care o are cu direcția de asistență socială? S-ar suprapune cu cele pe care le-am dat deja. Putem merge pe lista de la asistență socială și să coborâm unde am rămas. Da. Momentan nu se știe câte tablete vor o să verificăm. Ba da, fiecare școală are, dar n-am mai avut rost să ni le trimită nouă, pentru că ei vor accesa fondurile respective în parteneriat cu ISJ-ul. Noi, în momentul în care găsim varianta, și vă dau un alt exemplu ca o paranteză, dacă mâine am deschide și am face achiziția, de bea la un 15 noiembrie am fi pe lista celor care ne furnizează tablete. N-am să spun aici firme, dar sunt firme mari de telefonie, dau un exemplu, care ne-au spus că după data de 15 noiembrie pot da comanda, pot livra comanda. În concluzie, noi avem timp perioada asta să facem cele mai bune anchete, să depună școlile proiecte, să mergem și noi pe varianta noastră cu încă 100 de tablete, dar chiar dacă le avem făcute la punct și virgulă, ele nu vin mâine, nu din vina noastră, ci din vina, din lipsa lor de pe piață. Cu mare drag.
E ok? Întrebarea mea pleacă de la o sesizare pe care a postat-o un cetățean pe pagina primăriei și care spunea foarte revoltat că a fost amendat pentru că a parcat pe spațiu verde în parc. Și vă solicita sprijinul să-i fie anulat procesul verbal de amendă. În parc, într-adevăr, acolo este o problemă și dacă administrația parcului nu intervine, bineînțeles că sunt zeci de mașini care intră deja în pădure, o să ajungă să se parcheze lângă bazinul, lângă... Avem deja soluția. Noi, dacă ați văzut pe SICAP, am achiziționat niște bolarzi, niște sfere din beton, care vor fi puse în acea zonă. O puteți găsi, că e achiziția făcută acum o săptămână. Mea pe asta, da, de aia le-am și luat. Pentru că dacă vă uitați în parc, deja încep să facă manevre în dreptul restaurantului. Că cine vine parchează și îl blochează pe celălalt, care deja e în pădure. Și vă dau dreptate și dacă stăm acum să o judecăm la rece, gândiți-vă în prejurimea parcului municipal câte locuri de parcare sunt. Deci ține și de fiecare dintre noi, știți? Da, exact. Îi luați dreptul cetățeanului să parcheze chiar lângă bărcuță. Da. Exact aceeași situație am regăsit-o în pietonal. Când s-a spus pe tot felul de platforme online că avem ceva cu respectivele persoane, agenții economici de acolo, am stat și am discutat cu ei săptămâna trecută luni, mai ales cu cei care fac livrări. Și mi-au dat dreptate. Și au spus, da, e ok. Și noi venim cu copiii noștri la... cu administrația parcului Da, vom pune... Deci sunt niște sfere din ciment. Exact, la nivelul trotuarului. Exact, da. Și vor fi puse astfel încât dintr-un metru 70, într-un metru 70 am gândit noi, ca să facem și economie și să nu poată intra cu mașina. Sunt mai multe locuri în orașul ne vor fi puse. În pietonal vor fi puse în parcul municipal. Dar am zis să nu facem, noi am cumpărat doar 100 de bucăți cu gândul că ar fi mai echitabil să ne vedem așezați în albie legat de școală și apoi să facem micile retușuri. Ce era mai important era pietonalul și parcul municipal, acolo vor fi puse acele opritoare. Și m-ați întrebat la trecută despre trecere la nivel cu cale ferată. Da. De obicei cei de la CFR și cu siguranță vor face reparații la partea lor în toamnă. Nu, am vorbit cu domnul director al primăriei și eu zic că eu de obicei fac lucrul ăsta și vor face și anul ăsta și atunci intervenim și noi cu echipele primăriei pentru partea de asfalt, cine revine nouă și ei cu partea lor. E vorba în toamnă, probabil luna septembrie, unde se vor face aceste reparații. Nu, degeaba intervenim doar noi dacă nu scot și ei de acolo și își fac și ei partea lor. Și în parc, amenajarea, facem ceva în urmă? Imediat după ce începe școala. Au fost canalizate toate echipele pentru a rezolva unitățile școlare. De pe data de 14, toate echipele primăriei își vor relua activitățile pe borduri în jurul blocurilor, pe parc, pe toate celelalte. Mai erau cerere de rezolvare a situației aglomerați pe strada unde poliunica stomatologică. Poate să reuși să puneți, să poată pietonii să circule pe trotuar normal. Da, parcarea care ocupă zona de trotuar. O avem în... au rezolvat-o cu niște țeli foarte groase care au delimitat exact o avem și în... nu s-a putut urca cu mașina pe țeava respectivă. Și atunci se rezolvă toată. O avem în vedere și vă promit că... Ce problemă cam parc. Era și un proiect cu acele delimitări la trecere de pietoni, ca să direcționeze autoturismele cum sunt în alte orașe. Să poată delimita parcarea, să nu mai fie mașina suită pe trecere. Promit că iau un calcul și în 2-3 zile găsim și soluția legat de o policlinică stomatologică, zona aceea. Și ce n-a reușit niciun primar până acum cu străduța aia. Încercăm, nu, până nu facem, nu spunem că... Mulțumesc tare, tare mult, vă doresc un weekend plăcut și un an de școală plin cu succese. Mulțumim.